Bun găsit, domnilor și domnilor, vă mulțumesc că ne primiți în casele dumneavoastră. Da, mare surpriză astăzi de la Palatul Cotroceni, acolo unde președintele Iohannis a anunțat candidatura pentru șefia NATO, dar fi o mega performanță pentru România, dar întrebarea momentului și informațiile pe care le voi prezenta în această seară sunt de fapt despre șansele domnului Iohannis pentru această poziție. Cum bine știți, mai este un candidat, premierul olandez, Mark Rutte. Și e important să intrăm în detaliile modului în care este ales secretarul general al NATO pentru a înțelege dacă președintele nostru are șanse importante sau nu are. De asemenea, doamnelor și domnilor, despre șanse vorbim și la Primăria Capitalei, unde, dacă ne uităm, în aparență e haos total, dar apare deja un câștigător pe sondajele momentului, domnul Popescu Piedone, care va fi în direct în această seară cu o declarație extrem, extrem de importantă. Cel puțin pe aceste analize, pare se bate tot. Cu o singură condiție, despre ce este vorba, detaliem imediat când vorbim și despre un document exclusiv despre vârsta de pensionare. Uniunea Europeană ne dă din nou o servită despre ce este vorba. Detaliem de asemenea, pentru că l-avem alături de noi și pe fostul ministru al muncii, domnul Marius Budăi, de asemenea domnul Bogdan Chiriac, dar aș vrea să vă dau și alte surprize ale zilei, știți, mai ales în zona tinerilor, se spunea, cazul Tate poate să fie înflorit, dar ce să vezi, frații Tate au fost eliberați după o nouă noapte petrecută în arest. De această dată, arestarea lor n-a mai fost cerută de România, de probele de aici, ci a fost cerută, atenție, de Marea Britanie. I'ma show no shame, spit it right from the heart. Cause it's right from the start. You held me down and ain't nothing they can tell me now. Frații Tate au fost eliberați după ce au stat o noapte în arest. Frații Tate au fost reținuți noaptea trecută în baza unor mandate europene de arestare emise în Marea Britanie și ulterior au ajuns la Curtea de Apel și au oferit declarații în fața magistraților. Cei doi frați susțin vehement că nu își doresc să părăsească România și să fie predați în statul englez. I want to give absolute credit to Romanian justice for making the correct decision today. We are innocent men. No, we're very innocent men, and in time everybody's going to see that. And I've been asking Romanian courts to go to the UK myself. I've asked 5 times and been declined. So now I get to go home. Patru femei din Marea Britanie susțin că au trăit clipe de coșmar alături de cei doi frați. Of our clients, allegations of physical abuse, beatings with belts, being threatened with firearms, their lives being threatened, other sexual, physical and emotional abuse, coercive control, exploitation, the most serious allegations you can have. În România, frații Tate au fost trimiși în judecată pentru constituirea unui grup organizat și viol. Procurorii antimafia îi acuză că au exploatat sexual mai multe femei. Și tot astăzi o informație extrem de importantă despre incendiul devastator din Valencia, în urma căruia au murit 10 oameni, printre care și 2 cetățeni români. Ei bine, totul a fost provocat, atenție, de un aparat electrocasnic, cel puțin așa anunță autoritățile. Cum vă spuneam, printre victime au fost și 2 cetățeni români și eu o să explic acest raport extrem de important, cum s-a putut ajunge la o asemenea tragedie. Practic, din primele rezultate ale anchetei, incendiul ar fi pornit din interiorul bucătăriei și a fost cauzat de un aparat electrocasnic. Acum, anchetatorii urmează să examineze motivele care au făcut ca flăcările să se extindă cu o asemenea viteză. Acest incendiu, unul dintre cele mai tragice din ultimii ani, a lăsat sute de persoane fără locuințe și, cum vă spuneam, a generat și victime. Dar, întorcându-ne în țară, informația care poate să genereze, să schimbe esențial tot ceea ce înseamnă anul electoral 2024 este faptul că actualul președinte Klaus Iohannis a anunțat oficial candidatura pentru postul de secretar general al NATO.
de Est, are o contribuție valoroasă în discuțiile și deciziile adoptate în cadrul NATO, cu o reprezentare echilibrată, puternică și influentă din această regiune, Alianța va putea lua cele mai bune decizii care să răspundă nevoilor și preocupărilor tuturor statelor membre. Pentru toate aceste motive, am decis să intru în competiție pentru funcția de secretar general al NATO. Îmi asum această candidatură în numele României, cu toată responsabilitatea, iar această decizie are la bază performanța României, experiența acumulată pe parcursul celor două mandate de președinte al României, înțelegerea profundă a provocărilor cu care se confruntă NATO, Europa și în special regiunea noastră și angajamentul meu ferm față de valorile și obiectivele fundamentale ale NATO. Da, domnule Chiriac, e clar o bucurie și ar fi o mega performanță pentru România, dar întrebarea este dacă președintele chiar are șanse și evident că această informație exista pe surse de aproximativ o lună după ce corespondentul Bloomberg a dat-o pe Twitter, dacă mi-aduc eu bine aminte, și acum trebuie să existe un motiv pentru care președintele în funcție a ieșit în această declarație oficială. Practic a intrat oficial în cursă alături de Mark Rutte. Mark Rutte fusese acceptat, deja folosim timpul trecut, de 22 de state membre, inclusiv Statele Unite și majoritatea statelor occidentale. Apoi ambasadorul României la NATO a anunțat că președintele Klaus Iohannis vrea să-și depună candidatura. S-a aștepta acest moment, fiindcă probabil că astăzi și-a depus-o oficial. Întrebarea este ce l-a determinat pe președinte să facă lucrul acesta, știut fiind că domnia sa niciodată nu se aruncă cu capul înainte. Adică totdeauna merge la sigur sau la cât mai sigur cu putință. O posibilă explicație este că tot pe surse, pe coridoare, deși Germania a anunțat că îl sprijină pe Mark Rutte, în realitate, Germania nu dorește un secretar general dat de Olanda. Și atunci, sigur, cea mai bună relație ar fi aceasta cu Klaus Iohannis din România. Și se pare că Germania va fi unul dintre state, primul stat sau primul stat cu adevărat important care își va anunța sprijinul pentru Klaus Iohannis. De ce este atât de important pentru Germania? Fiindcă Germania nu mai avea armată, după cum știm. Războiul din Ucraina a prins-o total descoperită conform declarațiilor oficialilor germani. Nu sunt speculații de presă sau analize de presă, nu. Ministrul apărării din Germania, cancelarul Olaf Scholz, și alocă câte 100 de miliarde de euro pe an pentru un armare. Probabil că Germania vrea să atragă atenția că problemele sunt în Est, problemele alianței, adică exclus ca Franța să atace Marea Britanie sau invers, dar aici, în Est, avem, iată, probleme incredibile și în Sud-Est. Ceea ce spune, Germania ar putea să devină cea mai mare putere militară din Europa? Va deveni. Nu știu. 5-7 ani, 10 ani de zile, la acest nivel de investiții și știind puterea economică a Germaniei, probabil că va deveni cea mai puternică țară din punct de vedere militar, rivalizând aici cu Marea Britanie. Deși Franța în acest moment este cea mai puternică. Așa s-ar putea să fie jocul, doamnelor și domnilor, și îl salut și pe fostul ministru al apărării, domnul Corneliu Dobrițoiu. Domnule Dobrițoiu, extrem de important. Ca să înțelegi dacă cineva are șanse, trebuie în primul rând să înțelegem cum este aleasă acea persoană, iar în cadrul NATO, alegerea unui nou secretar general este obligatoriu, potrivit statutului, prin consens, adică nimeni nu se poate opune. Poate ajunge Klaus Iohannis într-un interval de circa 5 luni, mai 6 luni. Alegerile se lămuresc până în jurul datei de 1 mai, să știți. Foarte repede. 1 mai, deci mai are practic o lună și puțin, deci poate într-o lună jumate Klaus Iohannis să ajungă de la zero la unanimitate?
Doamna, în primul rând, țin să specific de la bun început că procesul de alegere a secretarului general nu este un proces formalizat de prevederile tratatului de la Washington. Sunt niște cutume, unele elemente vis-a-vis de posibila alegere a președintelui Iohannis în calitate de secretar general NATO au fost explicate și de domnul Bogdan Chiriac. Însă, în condiții normale, acest proces, deci în condițiile unei situații de relativă liniște în spațiul atlantic, acest lucru decurge pe canale informale diplomatice, în așa fel încât și el poate fi accelerat până la realizarea consensului. De data aceasta, problema este mai complexă. Deși, chiar înainte, cu mult înainte de începerea războiului din Ucraina, erau circulau fel și fel de teorii că ar fi bine ca noul secretar general al NATO, care cutumial până acum a aparținut statelor europene ale Alianței, să provină din țările Europei Centrale și de Est. Părerea mea este că domnul Iohannis are un culoar favorabil și datorită faptului că Mark Rutte odată s-a împiedicat în veto-ul pe care Ungaria vrea să-l susțină împotriva sa, are și o susținere, aș spune eu, politică informală din partea lui Soros și acest nume generează tensiuni și în Statele Unite și din cauza asta Statele Unite ar putea oricând să-și remodeleze opțiunea. Pe de altă parte, în Polonia, fostul ministru de externe Sikorski cu actualul premier nu sunt în cei mai buni termeni. Deci este o... Iar doamna adică Cara, și dumneavoastră susțineți că șansele sunt extrem de importante, deși timpul e scurt, pentru că am văzut și analize în care se spunea că Klaus Iohannis are undeva la 10-15% șanse. Mulțumesc, îi mulțumesc domnului Dobrițoiu și aș vrea să vă mai arăt un anunț important făcut astăzi de Klaus Iohannis, cei drept dimineață înainte de anunțul legat de șefia NATO și anume președintele României a vorbit despre plecarea sa de la Cotroceni. De fapt, a răspuns la întrebarea dacă pleacă înainte de termen de la Cotroceni. Iată răspunsul. Nu intenționez să-mi scurtez mandatul de președinte. Deci nu intenționează, dar să nu uităm că alegerile prezidențiale sunt în septembrie, domnule Chiriac. De aceea poate că, de fapt, Klaus Iohannis, deci, sau, mă rog, în bătălia asta pentru NATO, se joacă și viitorul PSD. Se joacă, dar cu siguranță, până la 1 octombrie, noul secretar general al NATO și intră în funcție. Acum înțelegem și deschiderea premierului Marcel Ciolacu, care înțelege importanța extraordinară a acestei funcții pentru România. Doamna Crăsulescu, în 1997 eram la Madrid și România a convins, grație președintelui Emil Constantinescu, convinsese toate statele europene. În ultima secundă îl îndoise și pe Tony Blair, premierul britanic. Cancelarul Kohl a dat declarație și Germania nu se mai propunea admiterii României în NATO. Din nefericire n-am reușit să-l convingem pe președintele democrat, atunci Bill Clinton. Ce a urmat în 99 la Washington, când ni s-a promis o nouă încercare de extindere a alianței? Nu a mai avut loc. Apoi a venit 11 septembrie 2001, în 2002 la Praga am fost invitat și admis și în 2004 la Washington. Acum, după 20 de ani, România să dea secretarul general al NATO e un pas incredibil. Pas care poate avea consecințe favorabile pentru România și din punct de vedere politic și militar și diplomatic și al greutății la masă externă de pentru telespectatorii noștri. Secretarul general al NATO e rang de șef de stat. Secretarul general al NATO se vede de câteva ori pe an cu președintele Statelor Unite. Deci la masă. La masă mai aproape decât suntem noi aici în studio. Nu vorbesc despre liderii europeni cu care se vede non-stop
ca să spunem așa. Lideri europeni, membri NATO și nu sunt puțini. Da, important e ce vom câștiga noi aici, pentru că ne uitam la cerința, NATO din perspectiva lui Trump, dacă va câștiga alegerile din America și vedeam deja că Polonia a anunțat o creștere a bugetului apărării pentru țările membre NATO la 3%, România este deja la 2% și de aceea... 2,5%. 2,5%. Profit de ocazie și îl întreb și pe domnul Budăi, pentru că pe primele luni, domnule Budăi, deficitul este mai mare ca anul trecut, a atins 8 miliarde, adică noi nu prea avem bani, trebuie să tăiem de undeva. Și dacă tot ne-am referit la septembrie, să nu uităm că septembrie trebuie majorate cu până la 80% atâtea pensii prin recalculare. Adică cum am putea juca povestea asta? Cred că în primul și în primul rând trebuie să fim extrem de activ și până la urmă de bucuroși și doritori ca, indiferent cine este actualul președinte, în cazul nostru domnul președinte Iohannis, să ocupe aceste funcții. Ne aducem aminte de ce a însemnat aderarea României la NATO și ce ar fi însemnat ca România să nu fi fost în NATO acum, în contextul războiului de aici, la câțiva kilometri de Botoșani, unde sunt eu. Și ce ar fi însemnat România fără fondurile europene. Orice apartenență și orice funcție pe care o putem obține la o astfel de organizație înseamnă pentru noi un plus imens. Nu uităm că suntem acum în discuții de aderare la OECD. Toate aceste lucruri demonstrează... Toate lucrurile astea costă și de undeva din aparatul de stat PSD-ul a promis reformă, nu s-a întâmplat și de aceea am ajuns la deficitul ăsta mai mare în 2024 decât în 2023. Adică, cum se spune la noi, buzunarul e limitat. Este un deficit de început de an. Stai să vedem, am văzut încasările de la început de an că au fost bine. Haideți să vedem evoluția de până la măcar de primul trimestru. Bun, avem un break in și revenim. Breaking news-ul este legat de ceea ce se întâmplă la București. Evident, funcția de primar general al capitalei este una dintre cele mai vizibile. Ca număr de voturi este a doua după alegerea președintelui României. Aici se spera la un candidat comun, dar sondajele l-au scos pe Popescu Piedone ca fiind cel mai bine creditat, cel puțin acum. De aceea nu vom mai avea un candidat comun PSD-PNL, să-l ascultăm pe Rareș Bogdan, după care va fi în direct domnul Popescu Piedone. Adio, dar rămân cu tine. Nu, a fost o analiză foarte serios făcută, prezentarea a trei cercetări sociologice, în care am văzut exact cum arată poza de moment a Bucureștiului. Cert este că în acest moment, din cercetările sociologice pe care le avem, vedem că o parte din electoratul PNL, deci 23-24%, este îndreptat ca opțiune spre Nicu Șordan. Deci candidatul PNL sau viitorul candidat comun trebuie să-și recupereze, să obțină integral electoratul Partidului Național Liberal pentru a sări de 24, da, ajunge la 23-24 și apoi să rupă din electoratul Dreptei Unite, electoratul lui Nicușor. Ce e foarte interesant este că în cazul unei candidaturi a doamnei Firea, spre exemplu, electoratul liberal se mută într-o proporție destul de mare spre Nicușor Dan. Doamna Firea, candidat, ar lua de la bazinul PNL destul de puțin. Să vedem și analizele pe sectoare, dacă pe sectoare mergem, posibil să mergem împreună, pentru că în funcție de candidat să vedem exact cât de mult sunt structurate și conturate bazinele electorale. Iar la București mai avem o discuție joi. Există opțiunea, posibilitatea să participăm separat la București cu candidați. Separat, deci s-au comasat și acum s-au separat. Îl ceea salut ce pe... face aberantă lista comună de la europarlamentar. Absolut, poate fi un aspect esențial, însă îl salut pe câștigătorul momentului, al fotografiei momentului, pentru că așa cum se spune în popor, când mai mulți se bat, al treilea, al patrulea câștigă. Bună seara, domnule Popescu Piedone! Toate sondajele făcute în coaliție vă arată
câștigător dacă candidează un din partea PSD-PNL, fie un PSD-ist, adică doamna Firea, fie un PNL-ist, domnul Burduja. Cum vă poziționați cu atât mai mult cu cât există multe zvonuri că de fapt această candidatura dumneavoastră este doar de formă ca să ajutați pe unul pe altul și că v-ați retrage în favoarea sectorului 5? Da. Bună seara dumneavoastră, bună seara telespectatorilor dumneavoastră și distinsului dumneavoastră invitat, domnul Bogdan Chiriac. Bună seara, domnul. Nu, vreau întâi să, până începe un dialog, să vă răspund clar și ferm. Piedone candidează sub orice formă. Lui Piedone nu-i pasă de negocieri, de păpușari, de sporați. Piedone are treabă. Piedone are închis șantiere în sectorul 5. Piedone trebuie să plece de la sectorul 5 și să dea tuturor sectoarelor din București respect și bunăstare. Deci nu mă întoarce nimeni din drum astăzi când vorbești și nici în următoarele 3 luni de zile până la începere, până la vot. Nu, absolut nimeni, indiferent de jocurile politice. Eu le-am făcut o ofertă domnilor social-liberali, pentru că eu sunt președintele unui partid numit Partidul Umanist Social-Liberal. Este nevoie, cum această coaliție a apărut și a stabilizat România, iată că atunci când trebuie să stabilizăm și Bucureștiul, încep jocuri politice și orgoluri personale. Știu că nu le convine. Spunea Rareș Bogdan astăzi de meteoritul Piedone. Eu sunt pe orbită de foarte mult timp. Probabil cei de la NASA i-au avertizat pe cei că am intrat deja în atmosferă. Eu îmi continui cursul până la impact și impactul este pe 9 iunie. Încă mai au posibilitatea, dacă mă vor numi candidatul comun, câștigă întreaga coaliție. Asta sperați să fiți candidatul comun PSD-PNL? Pentru că într-o singură simulare, cel puțin pe... I-am făcut oferta domnului prim-ministru Marcel Cioracu, scris, i-am făcut oferta domnului președinte al Partidului Național Liberal, domnul Bogdan Ciucă. Și v-au dat vreun răspuns? Sau îl vom afla joi cu toții? Păi, odată ce astăzi când vorbim... nu și-au definitivat proprii candidați. Doamna Firea este candidatul deocamdată. Domnul Burduja nu reușește să treacă cu toate susținerea de 8-10%. Păi este, cu tot respectul, nu vreau cât binele bucureștenilor. Să știți că pot să-l fac și fără domniile lor, dacă nu au înțelepciunea de a mă susține. E adevărat, problema mea nu se va regăsi în, și nu, asta nu o consider o problemă, nu se va regăsi în votul final, care, cum spuneați, astăzi sunt pe primul loc. Păi nu mai mă dau jos de pe podium. Asta vreau să fac menționa, că într-o singură simulare nu sunteți pe primul loc și este Nicușor Dan pe primul loc. Atunci, în situația în care doamna Firea candidează din partea PSD-ului, va fi și cineva din partea PNL-ului, pentru că dumneavoastră ați fost în acest partid politic și sunteți perceput mai degrabă pe electoratul acesta de stânga, de centru-stânga, atunci Piedone ajunge abia pe locul 2 și Nicușor Dan câștigă, adică cu o Firea, cu o Gabriela Firea, care într-adevăr are un, să spunem, bazin electoral undeva la 21%. Adică asta e varianta în care pierdeți și câștigă un om mandat, Nicușor Dan. Nu, cred că sunteți, cu tot respectul, într-o eroare. Sunt într-o eroare. Spuneți-mi de ce. Eu, în orice variantă amestecată, Cristian Popescu are minim 35%. Sondajele astea, Nicușor Dan 31%, Gabriela Firea 22% și... altul, domnul de la Aur, 6,5. Dar nu mă interesează... Eu am văzut mai multe, cu siguranță dumneavoastră îl invocați doar pe cel făcut public de Nicușor Dan. Eu le încercam să-l invoc nu, pe toate. Ce ne-ați prezentat dumneavoastră înseamnă 95%. Înseamnă că dacă va candida și domnul Burduja, e estimat undeva
la 5%, domnul Bordoșa. Cam, da, nu mai este varianta în care, în care cu candidat eu, Nicu Șordan și Sebastian Burduja, eu 39%, Nicu Șordan 30,9%, Sebastian Burduja 18,7%. Da, acesta era candidatul comun, dar vă spuneam, există și varianta în care vor fi candidați separați și pierdeți într-o singură situație. În ambele scenarii, dacă merg amândoi, merg și eu, îl bat pe Nicușor. În toate scenariile îl bat pe Nicușor. De fapt, Nicușor a venit pe Salvați Bucureștiul și s-a văzut cât de bine l-a salvat până l-a îngropat. Și nu o spun eu. Păi, în primul rând mă uit pe programul lui din 2020 cu care a venit. 1400 de euro salariu mediu net pentru bucureșteni. Pe cum să faci salariul net în 1400 când ai oprit toate investițiile, când ai suspendat toate pudurile? 40% mai puțin petrecut în trafic. Cum să, unde că nu s-a deschis nimic, din contră, nu-i cu 40% mai puțin, cred că este de 100% mai mult în trafic. O centură verde a capitală, spații verzi mai mult și mai multe și mai îngrijite. Cu siguranță. Să înceapă campania, o să vă duelați în aceste... Corect. O să vă duelați în aceste proiecte, domnule Popescu Piedone. Vă mulțumesc foarte mult. Informația esențială pe care ne-o dați este că sub nicio formă nu veți renunța la candidatura pentru primăria. Da, e importantă informația și un nou breaking news acum. Europa în prag de catastrofă din cauza riscurilor climatice. Ne așteaptă căldură extremă, secetă, incendii și inundații. Este avertismentul fără precedent făcut de Agenția de Mediu a Uniunii Europene, care spune că inundațiile majore și valurile de căldură vor dobărâ continentul în următoarea perioadă. Și dacă ne raportăm la ultimele 48 de ore, vedem inundațiile din Franța, din sud-estul Franței, care, pentru care autoritățile de acolo au anunțat deja 8 victime. Silviu Grigore, în direct cu noi. Bun găsit, Silviu! Și la noi s-a schimbat mult vremea. Și în sudul țării, și în vest, și în nord. Se vorbește și despre apariția unor fenomene sub formă de zăpadă, deși ne apropiem de jumătatea lui martie. Explică-ne. Bun găsit! Bună seara, Andreea! Bună seara, doamnelor și domnilor! Da, ne apropiem de jumătatea lunii martie și încă vorbim, e adevărat, în zonele montane despre fenomene de iarnă. Pentru că în zilele următoare, până vineri, inclusiv în zonele montane, la altitudini mai mari, în principal de 1500 de metri, putem să spunem că iarna continuă, pentru că vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și pe alocuri chiar ceva mai însemnate cantitativ vor fi aceste cantități de precipitații, mâine în principal și la noapte, în zonele aflate sub incidența Carpaților Orientale, adică în masivele aflate la altitudini mai mari acolo. Dar precipitații specifice sezonului rece, foarte posibil, vor fi și în zone ceva mai joase, în principal din nordul Moldovei, semnal faptului că încă nu am făcut trecerea definitivă de la sezonul rece la cel cald. Și apropo de precipitații, ele vor fi prezente în orele următoare și în zilele următoare pe arele importante. De altfel, până mâine la ora 10 este în vigoare și o informare meteorologică ce vizează jumătatea de est a țării, unde se pot atinge izolat chiar în jur de 25 de litri de apă pe metrul pătrat. În acest context, evident că vorbim și despre valori termice destul de modeste și ne atrag în primul rând atenția valorile minime care se vor apropia de pragul de îngheț și chiar vor atinge pragul de îngheț în unele zone cam între 0 și 6-7 grade pe parcursul următoarelor nopți. Nu neapărat la noapte, dar următoarele două nopți vor fi marcate de aceste valori. Schimbarea vremii vine spre finalul săptămânii, atunci când se mai încălzește și practic vom scăpa oarecum de precipitațiile specifice iernii,
și vorbim despre o încălzire care se manifestă mai ales pe la începutul săptămânii viitoare spre 18, poate 19 grade, dar nu scăpăm de precipitații. Ce veste bună! Îți mulțumesc mult, Silviu! 18 grade, așadar, săptămâna viitoare, deci trebuie să mai rezistați un pic. Acum, săptămâna aceasta, ați văzut schimbări de vreme. Și altă informație importantă, am obținut documentul care a ajuns pe masa premierului. Sunt informații în exclusivitate cu privire la economia României. Experții de la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică cer guvernului atenție să crească vârsta de pensionare și să blocheze opțiunile de pensionare anticipată. Detalii ne oferă Mădălin Puiu. Bun găsit! Bun găsit de tuturor! Am obținut acest raport al Organizației de Cooperare pentru Dezvoltare Economică, un raport de țară făcut pentru economia din România. Este un raport extrem de important care vine în contextul acestui proces de aderare la OECD a țării noastre. Ei bine, în acest raport se arată clar că reprezentanții celor de la OECD recomandă guvernului de la București să crească vârsta de pensionare și de asemenea să vină cu mai multe măsuri, astfel încât românii să rămână până în câmpul muncii și după vârsta de pensionare, pentru că dat fiind faptul că datele care sunt în momentul de față arată că populația României s-ar putea îmbătrâni și mai mult în următorii ani, bine, cei de la OECD le recomandă guvernului și guvernanților din țara noastră să găsească măsuri sporite pentru a crește numărul de celor care rămân în câmpul muncii după ce împlinesc vârsta de pensionare. Un raport extrem de important care a fost făcut pe o perioadă foarte lungă și de asemenea care recomandă câteva lucruri extrem de importante pentru guvernul de la București, dar și pentru români. Mulțumesc mult, Mădălin Puiu! Domnule Budăi, chiar invocați această dorință a României de a intra în OECD. E firească, e necesar, e un organism important. Și să adăugăm doar că secretarul de stat care se opune, care se ocupă de acest lucru, este ambasadorul Luca Niculescu, cel care a făcut un mandat excepțional la Paris, excepțional, adică lua masa cu președinții Franței, cu toți președinții Franței, și care acum are mari șanse să bage România în OECD. Dar în egală măsură, condițiile sunt condiții și aici înțelegem o vârstă de pensionare spre 70 de ani și fără pensionări anticipate. Bine, dacă ne ducem la special, cred că nici într-o mie de ani nu se va întâmpla asta. No. Eu personal, atunci când am avut onoarea să fiu ministru, am început aceste discuții chiar împreună cu domnul Luca Niculescu, ambasador la Paris. Am început aceste discuții cu OECD și nu s-a pus nici sub o formă, nici o secundă discuția de creșterea vârstei de pensionare. Se vorbește, am citit cu mare atenție parte din acest raport, prima dată am citit pe social și pe fiscal. Nu se discută de creșterea vârstei de pensionare, se vorbește despre ceea ce am scris și în lege, despre a avea grijă întâi să creștem speranța de viață în România și mai ales speranța de viață sănătoasă și avea după aia să discutăm, dacă vom discuta după 2035, de creșterea vârstei de pensionare. Am văzut trimiteri în raport apreciative. De afară, noi am și discutat cu OECD pe parcurs despre legea pensiilor, chiar dacă în discuțiile noastre principale erau cu Banca Mondială și cu Comisia Europeană, asupra ceea ce, faptul că a dispărut posibilitatea de pensionare anticipată parțială, faptul că s-a trecut la pensionare anticipată acolo unde este nevoie de stagiul complet de cotizare și acolo cu posibilitatea de a, cu 5 ani peste stagiul complet de cotizare, să ieși la pensie. E adevărat, dar eu înțeleg din acest raport, domnule Budăi, că de fapt se va face așa o medie ipotetică între special unde avem încă o vârstă de pensionare la 45-48 de ani, adică mult sub orice standard european, și contributivii normali, oamenii care lucrează normal, și atunci au zis, bun, vreți să-i păstrați pe aceștia, duceți-i pe ceilalți cât într-o medie să ajungem la o decență. Nu, eu n-am văzut nicio trimitere la ceea ce spuneți dumneavoastră în acest raport. Este incorrect să pui în balanță și să faci o medie între cei care lucrează. Știți că e plata din buget, adică altfel crești deficitul la cer.
Doamna Crețulescu, cu tot respectul, nu am văzut nicio trimitere între aduce o medie între special și contributiv. A, nu, am spus asta, am spus o medie ipotetică, adică ei spun, totul se reduce la bani și la dacă ai posibilitatea să finanțezi o bază a populației care se pensionează între 45 și, nu știu, 50 chiar de ani maxim. Chiar aș putea să deschid și să citesc din raport, că l-am în față, v-am spus să-l citesc cu mare atenție și acum îl citesc chiar a doua oară după ce spuneți chestiunile astea. Nu există, se face foarte clar trimitere la faptul că să se mențină reforma din legea pensiilor, astfel încât, da, dar în reformă nu se prevede nicăieri o creștere a vârstei de pensionare, să fim realiști. În legea pensiilor nu există absolut nicio prevedere care să ba da, crește grafic vârsta de pensionare inclusiv la femei în 2035 după acești 63 de ani, dar atenție, aveam de făcut o reformă pe o vârstă de pensionare în media europeană și în cazul, să spunem, categoriilor de special privilegiate. De ce? Pentru că, ca să înțeleagă lumea, în Europa și în România există o îmbătrânire a populației și există și o finanțare a acestor sisteme de pensii. Peste tot în lume există această îmbătrânire. Tocmai. Și atunci, dacă n-ai bani, trebuie să-i ții cât mai mult la lucru. Dacă pe unii ții până la 45 de ani, normal că n-ai bani. După aceea, de la 45 la 80 de ani, în, să spunem, sau 78 de ani, când e speranța de viață, tu trebuie să-i finanțezi de la stat și pe unii îi finanțezi și cu 5.000 de euro pe lună. Cam ăsta e tabloul simplist vorbind. Grija mea principală a fost să citesc în acest transport despre faptul și acum la televizor să nu-i panicăm pe cetățenii noștri că va crește vârsta de pensionare peste 65 de ani, dar că nu este cazul. Nu, dar ideea este pentru speciali că salariile sunt mari, pensiile sunt mari, le puteți cere și ceva acestor oameni. Să iasă la pensie mai târziu. De pildă, în cazul magistraților, experiența dobândită este neprețuită. Da, una e să scoți din Statele Unite, stau acolo la bară și la 80 de ani. Da, una e să scoți la pensie. O să vedem că există un tabel unde crește și vechimea necesară în activitate și vârsta. Da. Adică lasă-le oamenilor salariul, pensia specială, nu-i mai scoți la 45 de ani la pensie, îi scoți normal la 60 de ani. Adrian Negrescu, în direct cu noi, imediat, domnule Budai, pentru că, așa cum spuneam, care se referă clar la creșterea și la ei a vârstei de pensionare treptat și a vechimii necesare. Da, dar până în 2060. Exact, până în 2060. Este foarte mult. Și mergem pe informațiile momentului. Adrian Negrescu în direct cu noi. Bună seara și mulțumesc pentru asta. Cifrele pe primele două luni, mai precis pe luna ianuarie, arată, Adrian Negrescu, că suntem într-un deficit mai dublu față de anul trecut, adică avem un deficit de 8 miliarde pe luna ianuarie. Evident că nu avem cum să ne încadrăm în nicio cifră impusă și 2024 este în standardele acelea impuse de comisie. Cum să perceapă omul de acasă? Că de fapt asta spuneam, când vorbești despre sisteme de pensii, de salarii la stat, totul se rezumă la bani. Avem sau nu avem? Aia e o problemă majoră cu banii în România, cel puțin după primele două luni. Am amânat o grămadă de cheltuieli din 2023 în 2024 ca să ne iasă deficitul cât de cât în fața Comisiei Europene și acum, bineînțeles, a trebuit să le punem în primele două luni aceste cheltuieli și e vorba numai de vreo 400 de milioane de euro pe care trebuie să-i plătim autorităților locale pentru proiectele derulate, da, cu investiții la nivel local. Ei, dincolo de banii ăștia, sunt într-adevăr foarte mulți, vreo 20 și ceva de miliarde de lei care sunt gaură în momentul de față, după primele două luni. Știți ce înseamnă deficit de 1,67%? Că noi, dacă mergem în ritmul ăsta, vom încheia anul cu deficit de peste 10%, în condițiile în care noi ne-am asumat un deficit la jumătate, de 5%. De ce se întâmplă asta? De ce nu avem bani? Pentru că, din păcate, cheltuim cu 21% mai mulți bani propus în proiectul de buget și, din păcate, din creșterile de taxe și impozite de la 1 ianuarie nu vin banii estimate. Adică, bineînțeles că firmele cu populație și-au găsit soluții pentru a nu plăti mai mulți bani la bugetul de stat. Asta se întâmplă să faci calculele fără să te gândești exact dacă, într-adevăr, realitatea se lipește, ca să zic așa, de cheltuielile pe care tu ți le-ai pus în buget. Și, apropo de cheltuieli, aș vrea să mă întorc la președintele Klaus Iohannis și să vă dau reacția domniei sale de astăzi, pentru că oricum știți că în ultima lună, o lună și jumătate, vorbim de o modernizare
realizarea unei vile de protocol cu 7 milioane de euro. Evident că nu știu dacă România își permite astăzi. Mulți au spus că această vilă este destinată lui Klaus Iohannis atunci când nu va mai fi președinte, pentru că avem o lege în vigoare care permite foștilor președinți să aibă acces la o astfel de vilă. Iată ce răspunde Klaus Iohannis. Am observat că există așa o preocupare intensă, dar este o preocupare legată de alegeri. Este o preocupare electorală a unora, nu este o chestiune de actualitate. Eu nu am solicitat o locuință pentru când va fi să fie, nici nu mi s-a oferit. Deci tema pentru mine este una despre care citesc în gazetă. Da, i-a întins cineva o capcană lui Klaus Iohannis pentru că spune nu e locuința pentru mine, dar oricum e aberantă cheltuiala de 7.000 de euro pentru modernizarea unei vile, ce-i drept, destul de măricică din centrul Bucureștiului. Ești tu, doamna Crețulescu, dacă secretarul general al NATO nu trebuie să aibă niște setări de securitate cu totul și cu totul speciale și atunci se justifică multe lucruri, inclusiv cheltuială. Credeți că știau ei în luna, nu știu, septembrie sau octombrie anului trecut că va fi Klaus Iohannis secretar general al NATO și de-aia au dat 7 milioane de euro încă nu buget? Este, încă nu este, dar demersurile pentru funcția lui Klaus Iohannis altă discuție. Sunt de mai bine. Aș permite România să modernizeze pentru oricine. Sunt de mai oricine. Bine de un an de zile. E adevărat, aș permite România să modernizeze pentru oricine. Klaus Iohannis, Ciolacu, indiferent, cu 7 milioane de euro, o vilă de 1000 de metri pătrați? Funcția de secretar general al NATO unui român, lui Klaus Iohannis, și putem să băgăm și 700 de milioane în casa aia, dacă vrea Iohannis. Da, ne permitem? Deci, cu siguranță vom scoate banii ăștia. Cu siguranță vom scoate banii ăștia prin impactul pe care îl are România. Doamnă, da, nu mai suntem la ușă. Nu știu dacă suntem România în capul mesei. Să bage atâția România, bani într-o vilă. România este indiferent pentru cine. Un stat tot mai bogat și un stat unde banii se risipesc de către guvern. De pildă, ați văzut ce a făcut această catastrofă de ministru de finanțe zis Marcel Boloș, da? V-a explicat domnul Negrescu. A majorat taxele și impozitele și au scăzut încasările la buget. Absolut. Victor Ponta îi spune asta mai mare decât în toate felurile, de vreun an și de zile. Trebuie să mai dăm 7 milioane pentru vila aia, 54 pentru alte două Doamne, vile. Dacă se alege secretar general al NATO, mutați-l dacă vreți pe Iohannis și la Casa Poporului. Nu contează. Eu unul nu mai oricum domnul Iohannis spune că nu e pentru dânsul. Nu, dar nu va da niciun răspuns. Da, de fapt încă n-a solicitat n-a pentru că nici răspuns, nu era da. Momentul. Dar dar mă gândesc că secretarul general al NATO are nevoie de setări de securitate, inclusiv de comunicații. O ultimă informație foarte importantă a venit chiar acum. Victor Vremea este în direct cu noi pentru că Uniunea Europeană, atenție, ne cere sau recomandă tuturor statelor să diminuăm din nou consumul de gaze. Știți, cea mai mare factură în ultimii ani este factura de la gaze. Victor, te ascultăm cu această informație de ultim moment. Andreea, bună seara, bun găsit tuturor. Este cerința Uniunii Europene care spune că până în martie 2025 trebuie să se micșoreze consumul de gaze naturale în Europa cu peste 15%. Pe de altă parte, asta înseamnă automat că România trebuie și ea să scadă consumul de gaze, deși în 2023 a fost înregistrat cel mai mic consum de gaze din ultimele decenii, un consum de aproximativ 9,6 miliarde de metri cubi. Dacă ne uităm însă și la Uniunea Europeană, pentru că aici discutăm de fapt despre importurile care veneau dinspre Rusia și care au fost oprite și tăiate cu peste 70% de când a început războiul dintre Rusia și Ucraina. Dacă înainte importau în Europa, importam noi undeva la 177 de miliarde de metri cubi din Rusia, acum acest număr este mult, mult mai mic și atunci Uniunea Europeană vrea ca statele să fie pregătite pentru o eventuală situație mai gravă în care trebuie să avem un consum mai redus pentru a nu avea probleme, bineînțeles, cu populația. Andreea, însă aici vine o altă problemă, pentru că statele europene au foarte mult din producția industrială, însă noi avem 70% consum din producția casnică.
Mulțumesc mult, Victor, mulțumesc și domnului Chiriac și merg acum la Victor Ciutacu. Bun găsit, Victor, te ascultă. Bună seara, Andreea, bună seara, doamnelor și domnilor. Doar câteva clipe începe punctul culminant al dezvăluirilor. Iohannis, lovitura mondială. Jocul făcut acum de președintele României, care sunt secretele președintelui, vezi vedea niște înregistrări explozive. Cel mai bun prieten al lui Iohannis face dezvăluiri. Cine este în spatele deciziei lui Iohannis? Și ultimul cuvânt în scandalul candidaturii la capitală l-are surpriză. Președintele României, prima doamnă de voluntari, forțează candidatura. Gruparea Firea Pandele face presiuni să preia capitala. Iar partidul și șocarelor, bătaie și urlete în stradă. Vorbim despre dosarul agresiunii și dezvăluiri spectaculoase și exclusive de la divorț. Soțul senatoarei putiniste, scene de groază în mașină. Și documentele DNA i-am prins pe Reziș. Veți vedea dovezile scandaloase. Penala Clotilde atacă magistrații. Apartamentul statului dat femeii apropiate de primar. Se întâmplă tot la Reziș. Unde? Aflați imediat. Rămâneți, merită.